Suntem gata, da? Ne spuneți când suntem gata și începem. Este prima conferință de presă în această sală. Cumva... Putem începe, da? Mulțumesc! Bună ziua! Stimați reprezentanți ai mass-mediei, subiectul acestei conferințe de presă de astăzi este prezentarea inițiativei Ministerului Justiției de verificare a integrității candidaților la funcțiile de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și în Consiliul Superior al Procurorilor. Precum știți, suntem la finalul mandatului actualului Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. În cazul CSM-ului, pe lângă finalizarea mandatului, după 1 aprilie 2022, intră în vigoare modificările la Constituția Republicii Moldova, care pe lângă alte elemente importante, schimbă componența și durata mandatelor membrilor CSM de la 4 ani, respectiv la 6 ani. În același timp, Ministerul Justiției definitivează conceptul de evaluare externă, extraordinară a judecătorilor și procurorilor, este reforma ce are menirea să curețe sistemul de justiție de oameni compromiși. Având în vedere aceste lucruri, Ministerul Justiției propune inițiativa legislativă de verificare a integrității candidaților la funcțiile de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Esența acestei inițiative este foarte simplă. Vor putea candida la funcțiile de membri în CSM și în CSP atât din partea adunărilor generale a judecătorilor, respectiv procurorilor, cât și din partea Parlamentului, doar persoanele care trec testul de verificare a integrității. Când vorbim de integritate, ne referim în special la controlul corespunderii averilor și a veniturilor legale declarate, dar și la stilul de viață. De evaluarea integrității urmează să se ocupe o comisie specială de evaluare care ar conține un număr egal de experți străini și naționali. Ca opțiune, poate fi un număr de 6 persoane, dintre care 3 experți internaționali și 3 experți naționali. Proiectul legii a fost deja expediat Comisiei de la Veneția pentru expertizare. Luni acesta va fi publicat și pe pagina web al Ministerului. Între altele, necesitatea acestui exercițiu a fost menționată în cadrul mai multor discuții publice, inclusiv aici la Ministerul Justiției. Avem și un calendar aproximativ de realizare acestei inițiative. Astfel, dacă Comisia de la Veneția se va expune în luna decembrie, până la sfârșitul anului 2021 ar urma să fie aprobat proiectul de lege în Parlament. În perioada ianuarie-februarie urmează, pe de o parte, să fie create condițiile pentru funcționarea Comisiei Speciale de Evaluare, cum ar fi identificarea experților, sediu, secretariat, oferirii de acces la baza de date, iar pe de altă parte trebuie să li se dea posibilitatea celor care au aplicat la funcțiile de membru CSM și CSP fie să-și retragă, fie să-și mențină aplicațiile, dar și altor doritori să aplice. În februarie-aprilie trebuie să aibă loc evaluarea propriu-zisă, ulterior se organizează alegerile în adunarea generală a judecătorilor și procurorilor, dar și concursul la Parlament. Încă o dată, la alegeri, dar și la concurs, vor putea participa doar persoanele care au trecut de evaluarea integrității. Noua structură a CSM-ului are drept scop să modifice statutul CSM și să sporească independența instituțională. Sporirea independenței instituționale a CSM impune consolidarea încrederii. O societate nu poate acorda mai multă independență justiției în lipsa furnizării unor garanții suplimentare de încredere, fapt care impune necesitatea instituirii
unei proceduri de justificare a aparențelor de integritate celor cărora societatea le acordă mai multă independență. Astfel, justificarea integrității CSM este una din premizele necesare realizării procedurii creditării din credere a CSM pentru resetarea justiției. Este important ca la momentul când începe evaluarea externă și extraordinară a judecătorilor și procurorilor, aproximativ mijlocul anului viitor, 2022, să avem deja instituții de autoadministrare curate și cu mandate certe. Pentru că atât CSM cât și CSP vor participa direct și vor avea un rol extrem de important în procesul de vetting propriu-zis, adică în procesul de evaluare externă și extraordinară. Vreau să mă adresez corpului de judecători și procurori din țară. Știu că în sistem există foarte mulți oameni corecți și onești. De aceea lor nu trebuie să le fie frică de reformă, pentru că ea nu este îndreptată împotriva acestor persoane. Dimpotrivă, trebuie să înțeleagă că aceasta este șansa de a întoarce credibilitatea instituțiilor și încrederea cetățenilor în justiție. Reforma justiției este o prioritate pentru guvernare și nu ne vom opri până nu o vom realiza. Pentru că asta își doresc cetățenii acestei țări și pentru aceasta ne-au încredințat mandatul de încredere. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări. Poftim? Dacă nu trece nimeni comisia, ce se va întâmpla? Nu vreau să cred într-o astfel de opțiune. Nu cred că în sistem nu există judecători și procurori onești și corecți. Dimpotrivă, eu cred că ei există, ei trebuie, anume ei trebuie promovați. Acum am înțeles că cine sunt experții și perioada încă nu este determinată. Am spus, ca opțiuni ar fi vorba de 6 experți, dintre care 3 experți internaționali, 3 experți naționali. Sunt mai multe alternative, inclusiv lucrul ăsta urmează a fi definitivat în procesul consultării cu partenerii noștri de dezvoltare. Cert este că pentru credibilitate, eu cred că numărul celor străini și celor naționali ar trebui să fie egal și trebuie identificată și un mecanism foarte clar cu privire la procesul de luare a deciziilor, de exemplu, dacă 6, poate fi vorba de necesitatea a 4 voturi, dintre care, de exemplu, votul a 2 experți internaționali pentru a se lua o anumită decizie. Deci sunt mai multe opțiuni care vor fi examinate la etapa când acest proiect de lege va fi definitivat. Totuși, ideea aceasta de verificare are o lună de zi. Deci acum să revin la ea și mai devreme. Nu cred că are o lună, dar noi am anunțat, am elaborat proiectul de lege, l-am expediat la Comisia de la Veneția pentru avizare. Așteptăm avizul, vom face public proiectul de lege pentru consultări publice. Nu știu de ce spuneți, de ce abia acum. Deci există un proces care trebuie să-l parcurgi atunci când promovezi o inițiativă legislativă. Da, în legătură cu adunarea generală a judecătorilor, deja s-a amânat a 5-a oară. Care este motivul că se amână? A câtă oară? A 5-a. Nu, din câte eu mi-aduc aminte, o dată s-a amânat. A fost o amânare determinată de faptul că a intrat în vigoare o lege care schimbă modalitatea de alegere a membrilor CSM și acum suntem în situația în care pandemia există din păcate și lucrul ăsta nu putem și de lucrul ăsta nu putem face abstracție. Adică cumva să amâne atât timp cât e pandemie sau există mai multe opțiuni și aici. În lege este inserată și posibilitatea votării în mod electronic. Nu știu dacă CSM-ul a pregătit și mecanismele necesare pentru a implementa un astfel de instrument. Ultima dată, cu
este 3 decembrie, deci ca probabilitatea că nu suntem 3 decembrie, este, da? Da, pentru pandemia nu am anulat-o nimeni, din păcate. Da, motivele sunt și doar pandemie. Deci motivele sunt pandemia, dar și necesitatea lucrurilor care le-am menționat eu. Deci atâta timp cât există această situație, am spus că este bine să facem așa încât următorul CSM să fie o instituție curată, cu mandat cert, care să contribuie la procesul de evaluare externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Pentru că rolul CSM și CSP este unul major, conform conceptului cu privire la evaluare externă și extraordinară, care se află la moment în faza de definitivare. Cât poate să ne dure recuperarea asta sau nu știu? Care? Cu amânarea, adică însuși procesul ăsta de pandemie și procesul de definitivare. Am vorbit de calendar, dacă m-ați ascultat atent. Deci dacă până la sfârșitul anului se reușește adoptarea legii, asta înseamnă că în luna ianuarie-februarie se creează condițiile pentru ca această comisie de evaluare specială să poată funcționa. Februarie, martie, aprilie ar urma să aibă nemijlocit procesul de evaluare și respectiv aprilie, mai ar putea avea loc aceste adunări generale pentru alegerea membrilor în CSM și CSP, cât și concursul la Parlament. Vreau aici să fac o precizare foarte importantă. Aceeași procedură va fi valabilă atât pentru membrii delegați în CSM din partea judecătorilor, cât și pentru membrii delegați în CSM din partea Parlamentului din rândul societății civile, conform modificărilor constituționale care intră în vigoare după 1 aprilie, adică de la 2 aprilie 2022. Mulțumesc și eu, vă doresc o zi bună!